Salutare, prieteni! Cea mai frecventă întrebare care mi se pune aproape în fiecare zi este că nu puteți să montați urecheații femelele pentru că nu acceptă monta. La mine, singura practică care a dat roadă, o să vă arăt imediat care este, că am încercat și eu. Când m-am apucat de iepuri de rasă, atunci au apărut problemele mai mult și am încercat tot feluri, și injecții, și pătrunjel, țelină, ce mi s-a recomandat de către unii crescători. Am încercat vitamina AD3E, injectabil, nici aia n-a dat niciun rezultat, deși spuneau mulți că după aceea o să accepte monta. Treaba este că sunt femeile care nu vor să accepte munta chiar dacă sunt în călduri. Probabil sunt și stresați. Da. Haideți că vă arăt acum cum procedez eu cu femeile care nu acceptă munta. Așa. Deci pui femeia la mascul. Acum nu o bag pentru că ea este gestantă în 10 zile. Imediat vă arăt și cum puteți să verificați dacă se este gestantă sau nu după 10 zile, pentru că iarăși o întrebare foarte foarte frecventă care mi se pune: dacă este gestantă, ce trebuie făcut? Bine, deci punem femeia la mascul și când masculul sare pe ea să o monteze și vedeți că nu ridică spatele, atunci trageți puțin de coadă. Atât. Nu trebuie foarte mult. Iar dacă femeia este în călduri, atunci o să accepte munta și va fi montat de către mascul. Masculul o poate prinde. Când nu e așa, o poate prinde. Când masculul sare pe ea, femeia ridică spatele. Așa. Iar dacă nu este în călduri, atunci nu va lăsa să ridici coada, ci va retrage picioarele. Va retrage picioarele și atunci nu trebuie stresat, nu trebuie chinuit. Deci când o ridicați coada, dacă ea va sta așa sau ușor va ridica spatele, atunci este în călduri. Dacă va retrage, trebuie lăsat în pace și băgat peste 4 zile la mascul. Așa. Iar după 10 zile, cea mai bună probă este după 10 zile, adică la 14 zile e cel mai bine pentru cei care se apuc de acum să palpeze iepuri. Vedeți că la 10 zile, la 14 zile, dacă puneți mâna aici în spate de tot, adică nu chiar de tot, dar în spate, și o strângeți frumos, se vor simți niște biluțe, care se simt și acum la această femeie care e mutată de 10 zile. Dacă nu simți nimic, poți să strângi puțin mai tare, dar cu grijă. Dacă nu simți chiar nimic, nimic, atunci nu este gestantă. Dacă simți ceva biluțe, mai moi, așa, atunci este gestantă și nu trebuie pregătit atunci locul pentru fătare, cu 2 săptămâni înainte, ca să poată construi cuibul pentru puișori. Că sunt unele femele care își fac cuibul cu 1 săptămână, 10 zile înainte. Deci asta e practica mea care folosesc și sunt mulțumit cu rezultatele. Trebuie puțin ajutat de multe ori la muntă, iar la control gestație, cel mai bine să așteptăm 2 săptămâni și după aia cu palparea se simt pui sau băgăm înapoi la mascul. Că foarte multe femei acceptă monta și când sunt gestante. Și nu știu, rău, nu știu dacă poate face, dar pot să prindă de ambele dăți și după aia vor făta de 2 ori. Și nu e bine. Bine, prieteni, să aveți baftă în tot ceea ce faceți. Numai bine.